Dosarul mită la permise a ajuns la final săptămâna aceasta, când instanța de apel a pronunțat o hotărâre definitivă. Completul curții de apel ploiești care a judecat calea de atac a schimbat sentințele inițiale de la instant de fond. Astfel, toți inculpații din dosar, printre care doi foști angajați ai serviciului permise și în matriculări auto, primarul din Brăiești, Adrian Perțea și patronul unei școli de șoferi, au primit condamnări cu închisoarea cu suspendare admite apelurile declarate de inculpații Brătilă Gheorghe, Botezatu Adrian, Perțea Adrian Ion și Răduță Valeriu, precum și de inculpata persoană juridică Sece Brătilă Serele Buzău, împotriva sentinței penale numărul 22, pronunțată la data de 23 februarie 2018 de Tribunalul Buzău, desfințează în totalitate sentința apelată și rejudecând cauza pronunță o nouă hotărâre. Se anunță în hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Ploiești Astfel, Gheorghe Brătil a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare. Adrian Botezatu, fost lucrător la permise și în înmatriculări, 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare. Adrian Perțea, 2 ani și 2 luni de închisoare cu suspendare. Valeriu Răduță, 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare. Iar Costina Andrei Chitic, 9 luni de închisoare cu suspendare. În cazul școlii de șoferi înculpate, ca persoană juridică, judecătorii au decis achitarea. Decizia este definitivă și executorie. Ca urmare a deciziei magistraților de la la Curtea de Apel Ploiești, primarul Comunei Brăiești, Adrian Perțea, își va pierde mandatul și nu va putea candida la alegerile de anul viitor. În dosarul mită la permise, acuzațiile au vizat acțiuni prin care cei doi agenți de la serviciul permise ar fi primit mai multe plinuri de carburant prin intermediul unui instructor auto, contravaloarea fiind achitată de candidați la obținerea permisului auto. La prima instanță, doi dintre inculpații persoane fizice au primit pedepse cu închisoarea cu executare, alți trei cu suspendare în timp ce școala de șoferi a primit o amendă penală.